Pompierii stației Scornicești, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. În sprijinul militarilor au acționat și pompierii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Spineni, cu o autospecială de stingere. Eforturile au fost în zadar însă, pentru că focul a mistuit mare parte din locuință, luând și viața proprietarului, care lucra ca pompier în București. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la două camere de locuit și la acoperișul casei, proprietarul fiind surprins în interiorul locuinței. După asigurarea accesului în locuință, bărbatul în vârstă de 57 de ani a fost găsit decedat cu arsuri pe circa 60% din suprafața corpului. La spital a fost transportat și fiul proprietarilor în vârstă de 20 de ani cu atac de panică. Din primele cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului în care și-a pierdut viața colegul lor din București a fost utilizarea unui lichid inflamabil pentru aprinderea focului în soba locuinței.